Automatizările cu care vine la pachet inteligența artificială produc tot mai multe valuri în piața muncii. Un studiu al Organizației Națiunilor Unite arată că cel mai mare impact va fi resimțit de femei. Asta pentru că locurile de muncă ocupate în mod tradițional de acestea au cele mai mari șanse de a fi automatizate. Sunt însă și motive de optimism, ne spune Radu mai multe la The Cube. Până la motivele de optimism sunt aceste date ale Organizației Națiunilor Unite, care nu trebuie neapărat să ne alarmeze, dar trebuie să ne pună în situația de a ne gândi la situația care se dezvoltă în viitor. În viitorul foarte apropiat, pentru că inteligența artificială este aici. Așadar, așa cum putem să observăm din datele pe care le-au colectat cei de la Organizația Națiunilor Unite și le-au publicat în raportul pe care l-au făcut public ulterior după colectarea acestor date, rezultă faptul că 3,7% dintre femei la nivel mondial se vor afla în situația de a-și pierde locurile de muncă prin automatizarea joburilor executate. Raportat la bărbați, diferența este una destul de mare, doar 1,4% dintre bărbați se vor afla la un moment dat în această situație de a-și pierde locurile de muncă sau de a-și vedea locurile de muncă afectate de această situație. Acum, evident, aici este vorba și despre acel decalaj profesional, pentru că în mod tradițional, din păcate, există această problemă cu oportunitățile pe care le au la locul de muncă femeile, raportate la oportunitățile pe care le au la locul de muncă bărbații. De asemenea, datele celor de la Organizația Națiunilor Unite ne arată de asemenea că este de două ori mai puțin probabil ca femeile, în comparație cu bărbații, să cunoască un limbaj de programare, să fie instruite și să beneficieze de traininguri pentru a-și dezvolta skillurile care le-ar putea ajuta într-un viitor în care inteligența artificială este tot mai prezentă. Însă, pentru a înțelege dacă această problemă ne afectează, cum ne afectează și mai ales ce am putea face pentru a nu ne afecta chiar atât de mult în viitorul apropiat, îl avem în această dimineață alături de noi pe Doru Șupeală, specialist în HR. Bună dimineața, Doru, și îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața tuturor! Doru, vedem că sunt foarte multe discuții, sunt multe voci alarmiste care ne spun că zeci de mii de joburi vor dispărea, că vor fi probleme uriașe din cauza inteligenței artificiale și automatizărilor în piața muncii. Apoi mai sunt și cei care spun că nu e totuși atât de rău, că nu se va întâmpla nimic. Sunt două extreme. Tu unde te situezi și cum crezi că va arăta piața muncii în viitorul apropiat? Calea cea mai sănătoasă este să avem o poziție echilibrată, să înțelegem că schimbările pe care tehnologia le aduce sunt profunde și sunt foarte rapide și asta cu siguranță ne va cere tuturor să ne actualizăm, să continuăm să învățăm și să reușim să dobândim abilități noi cu care să putem să rămânem valoroși în piața muncii. Cu siguranță, foarte multe dintre activitățile pe care le depunem la muncă și care sunt repetitive pot să fie automatizate și vedem cu toții în activitatea noastră că apar foarte multe tehnologii, foarte multe soluții digitale care încep să ne ajute, încep să preia de la noi, mai ales muncile care sunt repetitive și care sunt chiar și plictisitoare. Asta înseamnă că ne rămâne mai mult timp ca să facem lucruri care sunt mai încărcate din punct de vedere intelectual, care presupun o contribuție personală mult superioară și asta ne arată că în viitor mult mai multă importanță trebuie să acordăm lucrurilor care țin de activități personalizate, activități care depind de prezența noastră și de modul în care interacționăm cu ceilalți oameni. Aceste tipuri de activități o să fie foarte valoroase pentru că robotul nu poate să le preia sau dacă le preia le face automatizat și nu neapărat este apreciat de către cei care beneficiază de aceste activități. Revenind la studiul pe care l-ați făcut, cred că este un studiu global și nu neapărat are impact în România, pentru că la noi diferențele astea între profesii și între salarii, chiar între bărbați și femei, nu sunt atât de pronunțate și mai degrabă aș spune că ar trebui să nu fim îngrijorați neapărat dacă aparținem unui anume gen, ci ar trebui să fim îngrijorați dacă stăm în loc și nu învățăm. Asta ar trebui să ne îngrijoreze și, pe de altă parte, ar trebui să fim foarte atenți că treaba asta nu se face ușor și, din păcate, sunt foarte puțini angajatori și deloc inițiative ale statului care să ne ajute exact să evoluăm. Asta este treaba cea mai
restantă, ca să spun așa. Exact asta voiam să mai discutăm, Doru. Există acest concept de upskilling, care într-o traducere foarte liberă ar presupune, ar trimite către ideea că acele skill-uri pe care le avem, acele capacități pe care le avem, ar trebui să le dezvoltăm așa încât să fie mai aproape de ceea ce se va cere în viitor. Sunt companiile pregătite, fac ceva în acest sens pentru a-i ajuta pe angajați să facă upskilling? Despre stat, cred că nici nu se pune problemă. Da, păi noi avem programul România Educată, care este un mare succes și ne vedem cu toții rezultatele, deci pe asta nu ne putem baza. Așa că, și mai ales că proiectul ăsta România Educată se referă doar la școala tradițională și nu are absolut în vedere adulții, ceea ce înseamnă o mare parte a populației țării. Asta e o discuție pe care o putem face separat. Însă, revenind la upskilling sau la dobândirea de noi competențe, de fapt, să înveți să faci lucruri noi, să înveți să folosești mai multe instrumente digitale, mai multe tehnologii, chiar mai multe aparate uneori, treaba asta, din păcate, este foarte puțin susținută și de către angajatori. În momentul ăsta, dată fiind viteza foarte mare cu care se schimbă și cu care evoluează tehnologiile, putem să le găsim o scuză angajatorilor, în sensul că le este foarte greu să asimileze și să structureze niște programe de învățare. Însă, și asta ne duce pe noi ca indivizi într-un fel de junglă, în sensul că fiecare trebuie să descurce pe cont propriu și să înceapă să învețe căutând singur aceste resurse. Asta se face într-un mod nestructurat și destul de păgubos ca organizare, dar partea cea mai grea este că de cele mai multe ori timpul pe care îl avem la dispoziție din partea angajatorilor nu este cel necesar sau cel util pentru a face treaba asta. De aia începem să vedem tot mai multe situații de stres, burnout, anxietate, depresie la angajați. Am văzut recent sinucideri. În România am văzut recent oameni care mor la birou, din nou, și treaba asta trebuie să ne îngrijoreze. Cred că asta este lucrul la care trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție, faptul că oamenii sunt presați de realitatea din jur, cei care își dau seama că trebuie să evolueze și nu au timpul și energia și sprijinul necesar ca să poată să facă această tranziție. Ni se cere să facem exact același volum de muncă, ba chiar mai mult, pentru că noi așa folosim aparatură digitală și trebuie să ne crească productivitatea, însă timpul pentru a ne putea mișca în direcția de a fi mai performanți nu ne este alocat, nici timp, nici energie. Și asta este o situație care trebuie să fie tot mai frecvent și mai serios discutată în societate, pentru că suntem... de unii singuri. Suntem abandonați practic de absolut toți cei care ar putea să intervină într-un mod structurat. Și asta este grav. Doru, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Îți propun și ție, vă propun și dumneavoastră, să vedem ce spune Casey Kozirkov, o specialistă de top în domeniul inteligenței artificiale, cea care la un moment dat a deschis drumul către un nou domeniu în această zonă a inteligenței artificiale. Ce spune ea despre situația din piața muncii în viitorul apropiat? Now, there are a lot of jobs that have fewer automatable tasks in them, and there are some jobs that have a lot. So again, AI is going to impact people differently because it is at its core automation. And so whenever you look at the story, whenever you examine the opinions, always look at the tasks, not jobs, point of view. And the more repetitive the task, the more... boring. The more digitized, the more data we have of people doing a task like that, the more you should expect change. And I think that there is so much wonderful potential in AI to change the nature of work and to open us up for more creative pursuits, for more strategic endeavors, for more time spent with other humans. These are all great things. But the changes that are going to come out of this technological revolution, they, of course, are going to have impact. So I hope that policymakers think compassionately. I hope that businesses think compassionately also about how to manage that change. Because change can be uncomfortable. And if change happens too rapidly, if it happens all at once, that is a wake-up call to us as leaders to step up and be wise about that change.